Pași semnificativi înainte, făcuți în ultimii ani de Colegiul Tehnic Buzău. Cadrele de conducere și colectivul profesorilor își dau interesul pentru a crește calitatea învățământului și totodată dau atenția cuvenită orelor de practică de care beneficiază elevii. Colegiul Tehnic a câștigat recent un nou proiect prin care 84 de elevi vor efectua anul viitor un stagiu de 3 săptămâni de practică în Portugalia. Transportul, cazarea, masa, cât și banii de buzunar în valoare de aproape 220.000 de euro vor fi asigurate din bugetul proiectului. Astăzi s-au afișat rezultatele noilor proiecte de tip european, proiecte depuse de către Colegiul Tehnic încă din data de 4 martie. Avem bucuria să vă anunțăm că pentru anul școlar următor vom avea 84 de elevi însoțiți de 12 profesori care vor efectua un stagiu de pregătire practică de 3 săptămâni în Portugalia. Ne-am depășit practic vechiul record. Nu mai pleacă 57 de elevi, ci 84 de elevi cu un buget total de 218.184 de euro. Concret, avem 8 specializări distincte, fiecare va face pregătire practică la firme specializate din Braga, Barcelos. Tehnician în administrație vor efectua practică la municipiul de Barcelos, deci la primăria din localitatea respectivă. Cei de la tehnician în activități de poștă la o firmă de contabilitate, o firmă care oferă servicii de contabilitate toată regiunea de nord a Portugaliei. Mecatroniștii vor efectua la o firmă de robotică industrială, cei de la tehnician în transporturi la un service auto, iar cei de la protecția mediului la un laborator de analize de mediu. Noutatea din acest an e că în Portugalia vor face practică nu doar elevii de liceu, ci și cei de la școala profesională. Este vorba deci de 63 de elevi de la liceu și, inedit, pentru anul școlar următor avem și 21 de elevi de la învățământul profesional care vor efectua un stagiu de pregătire de 3 săptămâni, 14 elevi de la mecanic auto la un service auto foarte mare, un service care are peste 400 de angajați, iar cei de la cofetar patiseri sunt 7 elevi care vor efectua un stagiu de 3 săptămâni la o firmă, evident, de patiserie din Braga, Barcelos. Sunt proiecte de tip european, proiecte de care v-am obișnuit, se asigură absolut tot, transport, cazare, masă, all inclusiv, pregătire pedagogică, culturală, vizite și peste 800 de euro bani de buzunar. Selecția elevilor care vor merge în Portugalia se va face în funcție de note, prezență și implicarea la cursuri. Proiectele pe care dumneavoastră le câștigați în fiecare an reprezintă un motiv în plus pentru ca noi elevi să-și îndrepte pașii către Colegiul Tehnic. Suntem convinși de acest lucru, ne așteptăm la rezultate mai bune la admitere, la un număr foarte mare de elevi care să vină la noi la liceu. Deja discutăm pe Facebook cu mulți dintre ei și sunt convins că aceasta va cântări în plus. Făceam o socoteală astăzi și anume din cei 517 elevi care îi avem pe băncile școlii în acest moment, peste jumătate, adică 260, au plecat în stagii de pregătire practică sau în proiecte de tip Comenius, tineret în acțiune, sau vor pleca anul viitor. Deci 50% dintre elevi vor pleca. Criteriile de selecție sunt evident aceleași, contează mediile obținute până în acel moment, contează numărul de absențe, să nu depășească cele 10 absențe, vor avea un test grilă, interviu și așa mai departe. Chiar în aceste zile, 57 de elevi ai Colegiului Tehnic Buzău sunt în Portugalia, unde fac practică de specialitate, grație unui proiect anterior accesat de conducerea liceului.